Noroc, oameni buni! Știu că vă doriți o casă construită rapid și super eficientă energetic. Am identificat-o. Suntem la fabrica Unica Wall Systems în Republica Moldova. Și astăzi, la Caut Casa, vă povestim despre casele modulare. Prieteni, încă din momentul în care am aflat de această fabrică, mi-am dorit tare mult să cunosc fondatorul și să filmăm o serie Caut Casa despre această companie și despre Anatol, pe care astăzi, în sfârșit, ajuns să îl cunoaștem. Oameni buni, fondatorul Unica Wall Systems, Moldova. Da, bine ați venit, Eugen. Bine te-am găsit, Anatol. Ne-am dorit și noi și cei care ne privesc ne-au adresat această solicitare. Să le arătăm case alternative caselor tradiționale, pentru că își doresc o casă care să apară pe terenul lor rapid. Da, ne bucurăm. Nouă ne plac tradițiile, dar ne plac și schimbările. Într-adevăr, noi în Republica Moldova am adus ceva inovativ, o tehnologie patentată în Olanda, de case tip Lego. Noi le facem toate piesele în fabrică și practic la șantier, în termen de 3-4 zile, totul este montat, acoperit, casa este practic gata. Deci e ceva, într-adevăr, unde îmbinăm lucrurile bune, sustenabile, cu tehnologii noi. Deci aceasta este casa modulară. Da, este o casă modulară, este o casă foarte eficient energetic, este și o casă demonstrativă, de fapt, prin care arătăm care sunt opțiunile și care pot fi gusturile, creativitatea beneficiarilor. Această casă este una de casă tip pe care vine, o vede și spune vreau exact așa, sau poate lucra cu un arhitect. Sau aveți voi arhitectul vostru sau îl identifică ei pe lor? Da, noi avem o echipă de ingineri, arhitecți, atât pe intern, în echipa noastră, dar cum lucrăm cu arhitecți renumiți, foarte talentați. Cine a făcut această casă? Da, este un bun prieten, Maxim Calujac, un om cu o filosofie de gândire asupra caselor. Am conlucrat cu el, am dat primele indicii, direcții, cum vrea noi și el ne-a perfectat-o, ne-a adus-o așa ca o jucărie care vedeți aici. Suntem la Ștefan Vodă, pe un teritoriu suficient de mare. Când a început construcția primei case Unica Wall Systems și de ce ai ales Ștefan Vodă și de ce ai ales acest tip de activitate? Da, suntem la Ștefan Vodă, fiindcă aici eu m-am născut, chiar foarte aproape, la 20 de kilometri aici. Ca și mulți din basarabieni, am fost și eu mult plecat, dar mi-am zis că tot ce am acumulat în acei 14 ani lucrând în sistem corporativ, am lucrat la o companie americană, apoi la una austriacă, timp de 9 ani în total, am acumulat o experiență în domeniul iluminatului decorativ și arhitectural și am zis că aș vrea să fac ceva acasă. De asta am zis că merg unde este mai mult nevoie de noi, de companie, dar mi-am dorit foarte mult să aduc ceva inovativ, creativ, neobișnuit, chiar cum spun englezii, ceva disruptive. În Moldova, evident, și la nuntă se dorește casă de piatră. Când am studiat un pic, de fapt, dorința nu este doar casă de piatră, este o casă confortabilă, casa trebuie să fie un cămin, construit repede, nu ani de zile. De ce am luat așa bou de coarne acum 6 ani în urmă și am angajat 4 băieți, apoi 6. Am fost toți instruiți în Olanda la compania de la care am procurat licența și am pornit o colaborare cu ei și în felul ăsta am început. Noi, de fapt, pe lângă faptul că am început o companie, am zis că am adus și viață la niște clădiri care practic erau moribunde. Am revitalizat o zonă industrială, aici Ștefan Vodă, care de fapt nu mai răsufla. Și avem planuri destul de mari, deja am procurat o altă clădire aici de 3.500 metri pătrați, pe care vom reabilita-o și vom porni o secție de producție a caselor standardizate, modulare. Iar în fabrica din partea dreaptă noastră, în hala de producție, vom construi case la comandă.
Deci, practic, noi oferim ambele opțiuni clienților. Poate să ia o casă din catalogul nostru sau o casă standardizată, fie o casă la comandă după preferința și gustul clientului. Care sunt cele mai mici case care pot fi prefabricate și care sunt dimensiunile cele mai mari? Bună întrebare! Deci noi construim cât de mic posibil, dar cel mai compact, un mini apartament, îl numim noi așa, îl vedeți chiar în spatele nostru, este o casă de 35 de metri pătrați. De ce anume așa acest model și acest volum? Este de fapt mărimea unui camion cu remorcă și acest mini apartament sau această căsuță modulară poate fi transportată oriunde în Europa și poate fi asamblat timp de o zi, cu totul preinstalat, inclusiv baie, bucătărie. Am conceput acest model cu un partener din Elveția ca să eliminăm orice lucru de prisos și lung la șantier. Practic, în câteva ori totul este preasamblat și montat și cam toate detaliile sunt făcute în fabrică, în mediu controlat, bine pus la punct. Oameni buni! Știi care e unul dintre avantajele extrem de mari a acestui tip de casă? Un avantaj enorm este că puteți să o amplasați, e tip de casă ușoară, da? Ca și categorie de casă ușoară. Deci poate fi amplasată în orice râpă, pe orice tip de acostament, pe orice tip de vale abruptă. Doar trebuie să-i puneți fie un suport de metal, o carcasă de metal, piloni, sau din beton. Da. Și ea poate atârna deasupra unei prăpastei și puteți să aveți o deschidere pe care altcineva nu are. Bine, poți să faci acolo și o casă tradițională, dar e foarte complicat și foarte scump. În schimb, o astfel de căsuță are avantaje mari într-un loc neprielnic parcă pentru construcție. Căsuța care o vedeți în spate cântărește aproximativ 20 de tone. Cam la aceeași dimensiune o casă din piatră ar cântări aproximativ 200 de tone. Deci este cam de 10 ori mai ușoară. De 10 ori mai ușoară decât o casă tradițională. Și atunci nu este nevoie de fundament atât de solid. Chiar poate fi în categoria caselor demontabile sau ușoare. Deși pe interior nu ai nicio impresie că e o casă diferită decât una normală. De 10 ori mai ușoară. Și acum să vorbim, știm, cu următoarea întrebare, dar de 10 ori mai ieftină? Nu, oameni buni. E o casă bună, e o casă care nu se diferențiază în interior și și eficientă energetic. Asta înseamnă că e foarte, foarte caldă. Ține căldura foarte bine. Da, și e iarna răcoroasă, vara răcoroasă. Hai să vorbim despre costuri. Căsuța asta, câți metri? Iată, oamenii o văd în imagine acum și își fac o, vor așa o casă. Acuși mergem în interior să vedeți că acolo e jucărie adevărată. Deci casa asta are 140 metri pătrați. Costul ei este de 90.000 de euro. Apartament de 140 de metri pătrați cu 90.000 de euro nu găsim cu siguranță. Un lot însă să găsim de 15.000 de euro undeva, unde să punem căsuța asta. Și suntem extrem de fericiți, găsim. Dar nu le povestim mult, hai să vedeți în interior și să vă convingeți singuri. Că noi, când am intrat cu băieții prima dată, noi am rămas pur și simplu fascinați de interior, pentru că am văzut așa căsuțe din interior, doar în Europa. Doar în Europa. Hai să vedeți ce și puteți să aveți. Și noi suntem în Europa. Și noi suntem, da, la Ștefan Vodă. Oameni buni, ia uitați-vă aici. Ne-a arătat Anatol. Astea sunt toate experimente, da, Anatol? Deci, ai făcut o formă. Poți cumpăra pavaj scump, poți cumpăra marmură sau granit. Sau poți să faci ceva cu imaginația ta. Da, și iată, e beton turnat și șlefuit. Și aici avem trepte superbe. Chiar la intrare. Treptele astea sunt cumva plutesc așa în aer, iar și eu... Trepte plutitoare. Preferatele noastre. Iată-le. Și am intrat în căsuță. Deci sunt... Ia uitați-vă ce deschidere avem aici. Da, este ceva neobișnuit. Câteva elemente, deci aici avem câteva lucrări de autor. Și începe cu ăsta, deci o perete ar semăna practic cu un tablou, dar de fapt
E un element decorativ, inclusiv formă de a decora un perete interior. Este făcut de un client de-al nostru, un beneficiar a unei case lângă Chișinău și ca urmare experienței după ce am construit casa, el ne-a oferit acest cadou frumos, care este de fapt și o soluție pe viitor de a face atât fațade cât și decoruri interioare la casă. Deci, practic, este un perete sculptat, reliefat, într-adevăr foarte, foarte frumos. Același autor, Alexandru, ne-a făcut și această lucrare, practic e un șandelier așa plutitor, deci o lustră făcută iarăși de materiale simple, chiar de materialele care le folosim noi în fabrică. Destul de multă ingeniozitate și creativitate, a folosit materiale simple, dar iată a creat acest iluminat decorativ frumos. La fel vedem un tavan la fel plutitor, dacă observați, păstrează forma acoperișului, în același timp oferă ca și element de decor și niște elemente arhitecturale. Aici e o sculptură modernă în perete, făcută exact de același autor, Alexandru. Noi tare ne dorim să-l cunoaștem pe Sandu. Cu mare drag, o să fii și el foarte Alexandru bucuros. Și numele Alexandru lui. Mustafa. Deci, Alexandru Mustafa. Alexandru. Face așa lucrări și eu sigur că cei care se uită la noi, minim 30% din toată lumea, vrea așa ceva pe perete. Și eu tot vreau. Dacă ar fi casă de locuit, aici practic e living-ul. Da, asta ar fi un living pentru o familie. Și aici avem masa de... O sufragerie. Pentru luăm masa, deci da, trecem timp în familie dimineața, privim pe geam și vedem acolo. Dacă sunteți un lac. Un lac sau o pădure. Dacă sunteți în Portugalia, puteți vedea și oceanul. Dacă sunteți în Spania, marea. Vedeți și voi, depinde unde sunteți. Aceste căsuțe pot merge oriunde. Pot fi livrate timp de o săptămână, cam durează drumul. Eu tot nu înțeleg. 90.000 de euro și intri într-o poveste. Ce avem pentru ăștia 90.000 de euro? Ce primim? Da, deci în afară de teren, deci noi avem toate piesele montate, acoperiș, ferestre, și în funcție deja de preferințele clientului, discutăm finisajele interioare și rețelele. Dar fiecare proiect îl discutăm cu clientul și trebuie să ținem cont iarăși de dorințele și gusturile. Deci voia boierului. Hai să vedem ce avem aici. Bucătăria. Aici e o mică bucătărie, un kitchenet. Deci noi l-am făcut mai micuț, fiindcă este pentru birou. Dacă ar fi pentru o familie, evident, noi l-am extinde. Sau am extinde această bucătărie, inclusiv camera de oaspeți sau un dormitor care este chiar în spatele bucătăriei. Asta e o casă cu două, poate fi cu trei dormitoare, 140 de metri pătrați. Hai să vedem ce avem aici. Aici avem un grup sanitar pe mijloc, o cameră tehnică, o de bara. Asta ar fi o cameră de oaspeți, la moment este un birou cu o mică cameră și un loc de discuții, ședințe la o cafea, dar această cameră poate fi ușor transformată în dormitor, inclusiv am putea extinde-o cu un metru jumate, doi chiar, și astfel am putea să incorporăm și un master bedroom. Filmând această serie Caut Casa, a intrat în vizită domnul primar și aici la Țanc vrem să întrebăm ce impact are compania Unica All Systems pentru oamenii din localitate, pentru cei care muncesc aici și, în general, pentru comunitate. Această companie face parte din, să zic așa, cartea de vizită a orașului, pentru că este mândria noastră și nu există niciun, nu știu, delegat, nicio delegație să fi fost aici în Ștefan Vodă să nu vizităm acest obiectiv. Mi-aș dori ca toți cetățenii să posede o asemenea posibilitate să fie posesori la o asemenea casă, de ce nu ar fi elocvent să dezvoltăm un, nu știu, un centru rezidențial unde să fi fost doar asemenea construcții. Noi discutăm asemenea posibilități să avem un district întreg cu asemenea case, deci în așa fel, ca să putem să consolidăm societatea, să avem și orașul mai modern, să fie mai atractiv. Domn primar, noi vă mulțumim. Vă dorim ca, într-adevăr, un hectar, două sau trei, să aveți super comunitate cu așa căsuțe. Așa vrem. Dar ne dorim și noi, super, sub Chișinău.
Super, super. Să avem și noi. Dar noi vrem aici. Și noi acolo. Dar noi facem tot posibilul să veniți aici la noi. Da, Eugen, după cum vezi, inclusiv și aceste trepte sunt făcute aici la noi în fabrică, excepția doar în velișul ăsta. Restul e un panel făcut în formă de scară și practic montat aici în același fel ca și pereți. E un spațiu deschis, plăcut, comod. Acest spațiu poate fi convertit și în două dormitoare, respectiv cu o cameră, cu un grup sanitar acolo. Câți metri pătrați avem aici? Deci ăsta are, cred că, 42, cred că. Nu cred că există vreun copil pe lumea asta care ar ajunge în așa un spațiu și n-ar fi extrem de fericit. Deci da, la Mihai, inginerul nostru, da, se bucură și el de spațiul ăsta. Mă rog, Mihai! Acușel, întrebăm pe Mihai cum se lucrează în această companie. Și aici avem o terasă. O terasă mare, da? Da, welcome la terasă. Aici am putea servi o cafea ușor. Deci aici vedeți nivelul 2, are o ușă glisantă de aproape 3 metri, iar și un spațiu deschis foarte fain. Această oală, chiar dacă pare așa foarte modern, este o oală din lut, din Spania, un produs la fel foarte bine integrat în acest concept de case moderne. Deci, nu, de obicei nu se așteaptă, că ala e pentru case tradiționale. Aici vedeți trei tipuri de acoperiș. Asta este un acoperiș de nivelul întâi care la trece într-o terasă. Acolo este acoperiș plat și asta este un acoperiș în două pante. Deci, iarăși, tehnologia noastră acceptă sau oferă diverse soluții, iarăși în funcție de stilul, conceptul arhitectural a casei. V-ați adresat probabil mai multe întrebări vis-a-vis de casele modulare și la o parte ați primit deja răspunsuri și încă un răspuns. Ce se află în interiorul unui perete a casei modulare? Hai să vedem ce tipuri de pereți avem pentru acest tip de case. Deci aici avem prezentată o gamă de pereți. În principiu la o casă sunt folosite cam trei tipuri de pereți. Sunt pereți rezistenți exteriori, sunt pereți interiori și sunt pereți de planșeu. La fiecare tip de perete, noi, conform regulilor noi europene, trebuie să calculăm coeficientul de valoare energetică sau eficiență energetică. Deci aici vedeți un perete cu grosimea de aproape 35 de centimetri, 150 de milimetri, care are mai multe straturi. De obicei, un perete poate constitui din 13 layere, 13 straturi. Începând cu partea interioară, dacă vorbim de stratul de tencuială decorativă a peretelui interior, de gips, placă hidrofugată, polistiren grafitat sau vată minerală, până la stratul exterior, care poate fi, de exemplu, dintr-o cărămidă foarte îngustă de 4 mm. Deci, noi folosim trei componente pentru, sau trei tipuri de miez izolant. Avem așa, vată minerală, în funcție de coeficientul de eficiență energetică necesar, putem folosi diferite densități. Avem de asemenea polistiren grafitat, care oferă o rigiditate foarte înaltă și peretele de fapt devine astfel un monolit. Și avem și lână lemnoasă. Deci ăsta este un produs german, este cel mai sustenabil, cred că, miez izolant posibil. Și pe care poate fi aplicat inclusiv până la tencuială decorativă. Este de o densitate foarte înaltă și este absolut un produs ecologic. Deci beneficiarul poate să-și aleagă în funcție de preferințele lui care este miezul izolant al peretelui. Cel mai des este folosit vata minerală și polistirenul grafitat. Bine, ei văd pereții aștia care au, de exemplu ăsta are 30 cm. Cap, da? Acel are 230. 230. Și ei își adresează întrebare. Bine, constructorii de obicei ne spunem să fac un perete de 40 din piatră, după care 15 de izolare termică, după care facem tencuiele interioare, exterioare și el ajunge la 60. Eficiența energetică, acolo și aici. Da, valoarea
sau coeficientul de eficiență energetică AR sau ARC ne arată cât de termoizolant este un perete. Normativele europene, de exemplu, pentru Olanda, Germania, sunt de minim 3,5 valoarea coeficientului AR la pereți portanți, sau pereți exteriori, și 4,6-5 la pereți de la acoperiș. Noi de obicei depășim acest standard, iar comparat cu tehnologia tradițională, deci un perete de 40 de centimetri de cotileț, deci are o valoare energetică sau coeficient de izolare termică cam de două ori mai redus decât un perete de 18 centimetri din materialul care folosim noi. Practic, noi obținem prin aceeași grosime o valoare energetică de două ori jumătate, ba chiar trei mai mare decât un perete tradițional. În ce țări exportați? Că am înțeles că ați făcut case în Moldova, dar de fapt piața voastră inițială a fost focusată în altă noi parte. Lucrăm foarte strâns cu parteneri din Olanda, lucrăm cu dezvoltatori, cu beneficiari finali. Țara Olanda este una foarte prietenoasă tehnologiei noastre, de fapt și tehnologia este patentată oficial acolo. Dar nu ne limităm la Olanda, am construit în Germania. Acum inițiem un proiect de case modulare pentru Elveția. Am construit și în România, dar preferăm să exportăm acolo unde este piață, unde oamenii înțeleg tehnologia, unde apreciază sustenabilitatea, apreciază produsele eco și acolo suntem noi. Acum hai să ne imaginăm că acolo avem după acest ecran un om care locuiește într-o țară europeană, un moldovean de-a nostru. Sau, de exemplu, în Marea Britanie. Da? Și n-are un teren sau poate a găsit un teren, a pus ochii pe un teren din ograda vecinului, că se practică treaba asta acolo. Și în ograda vecinului există doi ari care ar putea să-i procure și l-ar costa puțin bani. Cât de real este să meargă această căsuță în acea ogradă pentru el și cât de real sau ce acte sunt necesare și dacă este ea potrivită cerințelor pieței europene sau Marii Britanii. Deci ceea ce tu vorbești sunt, de fapt, este conceptul de garden houses, care este destul de în trend acum în Anglia, în special, și alte țări europene. Deci construcțiile noastre pot fi în categoria construcțiilor ușoare, care nu necesită atâta birocrație și toate documentele care se folosesc în cazul unei construcții capitale. Fiind o construcție ușoară, ea poate fi ușor atât transportată, montată, cât și demontată când este necesar. Iată, aici avem o căsuță la preț de apartament. Asta pe bune e modular, asta vine pe camion, se descarcă, din 2, 3, 4, 5 module se asamblează și casa e gata în 2 zile. Hai să o vedem în interior, asta e una mică de 35 de metri pătrați. Da, specificul ăsta e casă nu este doar modulară, este preasamblată din fabrică cu toate finisajele, inclusiv bucătărie, baie. Am putea eventual și mobilierul chiar să-l includem. Este destinată pentru orașele mari din Europa, unde sunt de obicei foarte scumpe atât terenurile cât și forța de muncă și este foarte greu de obține permise de construcție. Deci o astfel de casă ajunge pe șantier într-un camion cu remorcă, de asta este, volumul ei este calculat să fie exact de mărimea unui camion, deci e 7 metri pe 2,5 și aici vedeți doar un rost. Aici sunt două camioane, da? Deci, au venit două camioane. E un camion cu remorcă. Cu remorcă, da. Deci iată, aici e conexiunea dintre cele două module. Da. Bine, da, asta pentru că e și tapetul e lipit la fabrică. Tot e făcut la fabrică. Deci pe șantier noi inclusiv punem în mini-apartamentul ăsta toate materialele pentru a stupa și rosturile unde din binare și practic într-o singură zi de dimineață până seara totul este finisat.
Și iată aici baia și baia la fel. Da, exact. Baia la fel, chiar e transportată cu tot, cu toată sticla asta de duș. Duș? Lavar? Becel? Eu cred că asta e pentru tinerii care nu au casa lor, sau pentru studenții din afara țării, sau pentru familie tânără. Dacă mai adaugi un modul, mai capeți încă un dormitor. Exact. Dacă am pune încă un treilea modul, deci dacă asta ar fi din două, adică două jumătăți, ar fi 52 de metri pătrați și automat căpătăm încă un dormitor, un living mult mai mare și bucătării mai mare. În felul ăsta, jumătățile sau două moduli sunt bine. Aici este inclusiv încălzirea în podea, electricitate, apă, totul este făcut așa, că pe șantier practic numai se înșurupează și se îmbină ambele părți. Totul este bine pregătit, când e curs de o jumătate de oră, maxim toată casa este și electricitatea, și apa, și încălzirea, totul este funcțional. Deci un astfel de mini-apartament vine complet dotat, inclusiv cu mașină de spălat, deci plită electric, frigider, chiuvetă și toată bucătăria. Inclusiv aici avem cazanul și un boiler pentru apă caldă. Noi o să modificăm acest concept, o să facem cu ferestre deschise mari, la fel o să adăugăm estetic. Ferestrele, de exemplu, ar putea fi înguste și înalte. Asta așa e făcut într-un stil un pic mai conservator pentru un client din Elveția. El a preferat anume să fie tac, dimensiunile și a ferestrelor tot. Deci o astfel de căsuță poate fi controlată de la distanță, pot fi incorporate diverse sisteme smart, inclusiv de la distanță pot fi închise, deschise ferestrele, căldura, sunet, ventilare, deci orice. Astăzi inovațiile ne permit să putem controla totul la distanță. Orice casă care vine ea pentru producere, ea trebuie să treacă careva etape. Întâi de toate trebuie să primim, să construim tot în baza unui model arhitectural, unui schițe pe care o primim de la arhitect în diferite forme, după care trecem la modelare deja în softul în care lucrăm, ca să putem să prelucrăm toate detaliile mai pe urmă, ca în baza la toate detaliile, la rețelele și detaliile constructive pe care se coordonează, se încadrează tot un model, ca în rezultat să primim fiecare panou pentru producere separat. De la schița lui Mihai, din calculator, mergem la fabrică să vedem cum mâna omului creează acești pereți. Bine ați venit și în fabrică să vedeți unde are loc exact procesul și cum meșterii aduc la viață aceste case. Deci orice companie presupune tehnologie, procese, dar nu mai puțin important, pentru noi cel mai important lucru este echipa. Deci avem o echipă de meșteri de aici, din Moldova, care au lucrat, au acumulat experiență în diverse țări. Revenind acasă, am construit o echipă puternică, diversificată, care fac într-adevăr jucăriile astea de case care sunt transportate de fapt în toată Europa. Aici este colegul meu, manager de producție, Ion, și o să ne povestească mai în detalii cum are loc procesul de producție. De aici se începe procesul de a face sau de a se crea o casă. În primul rând se aduce lemnul, se prelucrează, după care se taie pe mărimi și merge deja la mesele unde se bat sau se creează carcasele pentru viitorul păretii a unei case. Deci aici s-a făcut carcasa, baza de lemn, după care... Da, primul proces, crearea carcaselor. A doilea proces merge deja să umplem toate golurile din carcasuri cu polistiren. După mărime se taie la aparatul special, se croiește din fiecare celulă, se umple cu polistiren,
După procesul dat, mai este un proces electric, sau toate țavele pentru apă caldă, apă rece, deci se introduc aici, în paneluri. Aici avem electricitate. Da. Aici, da? Și după procesul de finisare la așa moment, se duc la mesele de vacumare. Adică următorul vagon, am putea spune. Ce înseamnă vacumare? Sunt încleiate plăci de palbord, după care sunt presate la anumite ore. Aici ce se întâmplă acum? Da, la un final se întâmplă un panel încleiat. Acesta avem un perete dispărțitor. Deja introdus cutiile pentru priză, gips cartonul. La moment avem finisarea acestui perete. Se umple cu vată minerală. Și se închide totul cu, la fel, cu plăci de palbord și cu gips carton. Deci este un perete mai subțire pentru că e unul perete dispărțitor. Da. Acesta este proiectul la peretele, la panelul dat. După masă din încleiere, adică se primește așa un sandwich de acest model. Și aici deja avem, să înțeleg, pereții. Da, restul pereții. De aici îl depozităm câte 4-5 paneluri, după care cu un remorc care este în curte, depozităm în depozitul de alături, după care vin camioanele mari, încărcăm în camioane și pleacă la locul destinat. De zile am locuit în Olanda, am învățat tehnologia, dat cum trebuie de fiecare stație, cum trebuie de aplicat toate materialele și a fost o experiență și ceva care mi-a rămas pe toată viața. Această companie are impact asupra mea personală, asupra, cred că, unii băieți din fabrică, că unii lucrau pe hotare și deja s-au săturat de străinătate și își doreau un loc de muncă în care să fie acasă, lângă copii, lângă soții. Când era copilul mic, am fost alături de el, am văzut cum crește, ce înseamnă să nu dorm nopțile. Am simțit că sunt tată cu adevărat și acest lucru, această companie mă ține strâns să nu plec undeva, să-mi lăs familia sau... Sunt mulțumit că pot să fiu acasă, să am un serviciu, să văd cum îmi crește copilul, să învăț soția în fiecare seară. Asta este foarte minunat. Urmează foarte multe noi proiecte. Ideile sunt foarte mari și vrem ca foarte mulți oameni să guste din ceea ce facem noi. O cale de acces foarte bună pentru casele de vacanță. Deși așa o cale de acces este și pe Champs-Élysées, în centrul Parisului. Avem loc de borduri, avem pari de lemn și aici avem o căsuță modulară, tip barn house, cu o suprafață de 35 de metri pătrați. O căsuță pe care o puteți amplasa, cum e aici de exemplu, e un magazin de fapt, într-un lan de levânțică. Voi o puteți pune pe un deal, lângă o pădure. Dacă aveți un teren agricol, specificăm agricol, pentru că ea e o casă ușoară, montată pe niște țevi metalice, asta are și condiționer, și are o deschidere panoramică cu un geam mare spre acest lan de levânțică. Dar puteți avea orice tip de dealuri, pădure. Și aici avem o terasă suficient de spațioasă. Așa căsuță poate fi procurată ca și casă de vacanță sau în cazul în care sunteți în afara țării, ca și garden house, cum vorbeam mai devreme. 35 de metri pătrați în curtea unui alt om. Sau pe un teren, apropo, luat în arendă. De ce nu? Ea poate fi ușor mutată dintr-o locație în alta cu ajutorul unui camion. Good deal!
Venim de la o căsuță modulară de 140 de metri pătrați la una de 300 de metri pătrați, pentru că v-am spus că aceste căsuțe pot fi produse cu metraj mare. Și am mai aflat încă un secret. Un secret că până la 100 de metri pătrați, căsuța modulară nu are nevoie de autorizații. Deci dacă aveți voi o livadă cu o priveliște superbă în față sau o deschidere spre un lan, puteți aveți o căsuță chiar acolo. Exact, exact. Și nu e nevoie de fundații grea, de beton, deci asamblate la fel foarte repede și în mijlocul naturii. Asta este un exemplu de casă, cum numim noi Modern Barn House, care practic contopește cu natura. Deci vedeți cât sunt generoase geamurile mari. Deci avem practic tot peretele este un geam. La fel o terasă foarte generoasă, de o plăcere ca să practic ieși din dormitor direct în sânul naturii. Noi aici ne aflăm la marginea unei păduri, pădurea împărătească din lunga Nistrului de jos, destul de aproape și Nistru, înconjurată de o vie foarte frumoasă, deci practic e o combinație, așa, o, când casa și natura practic sunt, locuiesc împreună. Poate fi dusă această căsuță în afara țării, în Europa? Da. Avantajul unei astfel de case în Moldova este că chiar dacă depășește înălțimea de 3 metri, cu autorizație simplă specială, poate fi dusă oricare colț al Republicii. Cât ține peste hotare, trebuie transport special. Din cauza ca să obții o înălțime de 5 metri plus pe interior, deja piesele sau panelurile trebuie segmentate diferit decât am avut noi în acest caz. Deci, ca să vă dați seama, aproape fiecare perete este construit din 3 elemente mari, cu o înălțime de 3 metri și 30 chiar. Costul căsuței de 140 de metri l-am aflat. Orientativ, costul unei case de 300 de metri, care ar fi? Da, respectând totuși confidența sau nu putem să divulgăm acest preț acestei case final, dar avem un preț estimativ care îl găsiți la noi pe site, chiar pe catalog. Vreo 750 metri pătrat. Deci 750 de euro metru pătrat. Și ai o căsuță de asta. Doar imaginați-vă, prin Olanda sau în Belgia sau în Anglia sau în Italia, o casă de așa dimensiune și cu așa o stilistică, ea costă în jur de 2 milioane sau 3 sau 5, în dependență de dacă e casă inteligentă sau așa. În imobiliare tot hotărăște locul. Loc. Acum, așa? Locul nostru e Moldova. Și așa cum locul nostru e Moldova, suntem cumva și avantajați de faptul că putem avea o locuință luxoasă, dar la un preț foarte bun. Și moldovenii noștri care stau în afara țării pot beneficia de acest lucru, da? Să-și iau o casă produsă în țara lor, să o ducă pe meleagul în care stau în afara țării și se bucură de un preț mai mic. Acum întrebarea următoare este, dacă avem nevoie de transport special pentru această casă, un pic mai mare, nu un camion simplu, costurile de transportare nu cumva depășesc bugetul cu... Da, sunt niște costuri mai mari, dar nu sunt exagerate. Deci, europenii au sisteme bine gândite, și, dar la fel și noi. Noi putem segmenta pereți într-o așa fel ca să pot fi integrați sau încărcați într-un camion relativ obișnuit, într-un mega truck, așa numit. Dacă tot vorbim noi despre piața asta europeană și facem o paralelă dintre cele două piețe, a Republicii Moldova și cea din Europa, ce-ți spune oameni buni dacă am merge cu Anatol la obiecte realizate chiar acolo, pe piața din Europa? Case neobișnuite, nu pe piloni și nu pe fundații de beton, ci case care stau pe apă. Să știți că noi, în țara noastră, încă nu avem această cultură a caselor pe apă. Acolo însă, din cauza lipsei spațiului suficient terestru, oamenii se bucură de locuințe plutitoare. Și Unica Wall Systems le creează. Da, chiar le construim pe fundații plutitoare. Da, este o inovație în industria construcției și credem că o să vedeți curând. Încheiem această serie aici, dacă v-a plăcut. Neapărat abonați-vă la acest canal, dați-ne un like și nouă, intrați și dați-le un like și băieților de la Unica Wall Systems, pentru că fac lucruri magice.